Alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova, dragi prieteni, acolo unde moldovenii de peste Prut urmează să și aleagă un nou parlament care evident va forma guvernarea de la Chișinău, guvernare care are de ales, așa cum istoria ne-a arătat în tot acest timp, într o parte occidentală sau Federația Rusă. Discutăm despre viitorul Republicii Moldova într-o analiză care nu își propune să fie exhaustivă, cât mai degrabă introductivă pentru cetățenii români care vor să cunoască cinea politică de la Chișinău, cu Sebastian Rusu, jurnalist. Bună ziua, Sebi! Bună ziua, Răzvan și telespectatorul Și Gabriel Micu, lector universitar, o persoană care cunoaște foarte bine acest, acest spațiu geopolitic. Mulțumesc pentru invitație. Sebastian, aș dori să încep cu tine și să ne explici pentru început cum s-a ajuns ca în Republica Moldova să asistăm la alegeri anticipate. Sunt, este al 10-lea scrutin legislativ de când Republica Moldova și-a declarat independența. Păi, în primul rând, domnule Răzvan, este o criză continuă, aș putea spune, Republica Moldova, doar că de această dată alegerea Maia Sandu în decembrie în funcția de președinte a Republicii Moldova a schimbat paradigma clasei politice de la Chișinău. În primul rând, doamna Maia Sandu a venit cu, cu un mesaj împotriva corupției a continuării drumului pro-european a Republicii Moldova și, practic, cumva, guvernul Chicu, care era un guvern marionet al lui Igor Dodon și al socialiștilor de la Chișinău, a, până la urmă, nu mai, oricum nu mai avea susținere, a demisionat și de aici a pornit o criză politică, fiindcă s-a creat o majoritate parlamentară formată din PSRM, adică Partidul Socialiștilor de Republica Moldova, apropiat de Federația exact, Rusă, cu, răsă, cu răsă. gruparea cu gruparea Ilan Șor, plus Alte elemente transfuge din clasa politică de la Chișinău și această grupare pro-putinistă din Parlamentul Republicii Moldova a zădărnicit cele două propuneri de premier ale Mai Sandu, Natalia Gavriliță și Igor Grosu. Și în acest context, Curtea Constituțională a Republicii Moldova și ca să accentuăm, să înțeleagă telespectatorii emisiunii dumneavoastră, în primul rând acest joc politic, fi un război politic, o criză, a generat și o criză economică și o criză generată de coronavirus. Și practic, cumva, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a apelat la unica soluție, care unica soluție în momentul de față sunt aceste alegeri anticipate, care vor trebui să genereze o majoritate. Acum depinde de ceea ce, ce vor decide cetățenii Republicii Moldova. Fie va fi o majoritate proputinistă sau o majoritate pro-europeană. Practic pe 11 iulie când vor avea, deci practic peste o, aproximativ o săptămână când vor avea loc aceste alegeri, se va juca încă o dată soarta și viitorul Republicii Moldova. Fie va fi un drum pro-european, încă o dată mă repet, sau un drum pro Putinian, euroasiatic. Depinde de, v-am zis, în primul rând, sunt mai mulți factori în această ecuație. Și votul, votul din diaspora, că știți prea bine că diaspora a avut un rol important în alegerea mai Sandu, nehotărâții, nu discut de electoratul captiv, care acest electorat captiv este în primul rând controlat de această alianță electorală formată din PSRM, socialiștii și comuniștii. Am rămas surprins când am văzut că... O alianță oarecum naturală dacă ținem cu ceea ce s-a întâmplat la Chișinău, dar vom reveni pe acest subiect. Domnule Micu, Basarabia, România și geopolitica mărilor puteri. Titlul unei cărți pe care dumneavoastră a scris-o și ați publicat-o la Chișinău cu 10 ani în urmă. Paradigma, din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat. Republica Moldova, în ciuda unor discursuri care au fost vehiculate în presa anului trecut, a rămas captivă unui joc geopolitic între Est și Vest. Sau mă înșel când spun acest lucru? Absolut deloc. Chiar în lucrarea pe care ați menționat-o, argumentez faptul că principala problemă a Republicii Moldova, Basarabia de altă dată, mă rog, o parte din Basarabia de altă dată, este tocmai această criză identitară folosită extrem de abil atât de cancelarile occidentale cât și de, de Moscova, am putea spune, cum afirmam și acolo, că Republica Moldova a devenit cumva un turnesol al relațiilor Est-Vest. În funcție de care e mai puternic, care are, e mai atractiv, care oferă niște variante mai accesibile, dar evident, nu trebuie să uităm acest lucru, după niște negocieri dincolo și peste capul Chișinăului. Asta este o chestiune. Deci paradigma nu numai e, din punctul ăsta nu s-a schimbat, de din punctul acesta de vedere. Dar din punctul de vedere al identității de, uh, uh, naționale, problema identitară uh, a căpătat o nuanță nouă. Nu este doar o, uh, un clivaj între uh, români și uh, ruși, filoruși. Sau a Deja acum, globalizarea și modul în care, iată, asistăm la o serie întreagă de demersuri uh, pentru o, în vederea unei identități europene, unei identități occidentale. Uh, iată că avem acum o, un overlap peste această identitate de care vă vorbeam, criza identitară de care vă vorbeam anterior, între cea occidentală și cea asiatică, care deja. Observăm că începe să se contureze. Adică autocrația și democrația. Foarte pe scurt, interesele Federației Ruse în Republica Moldova. Rămâne schimbate sau s-au modificat în ultimul Nu de cred deceniu. că se vor schimba niciodată. Domnul Montan, eu n-am văzut în istorie niciodată o mare putere care să își modifice politica externă sau vectorii de politică externă peste noapte sau în funcție de un partid politic sau mai mult decât atât, cum foarte bine comenta colegul meu de platou, chiar blocuri electorale și aici, dacă îmi permiteți o singură vreau să completez ceea ce foarte bine a spus Sebastian mai devreme gândiți-vă că după 30 de ani de democrație hai să o numim democrație în Republica Moldova în loc să asistăm la o coagulare a forțelor politice, cum ar fi logic și firesc, o, decerne, o cernere a celor care sunt inutili sau care au demonstrat că nu pot fi convingători sau care Iată, asistăm la o concurență între 20 de partide, două blocuri electorale exact. și un independent. Singurul coerent în demersurile electorale a fost blocul socialiștilor și comuniștilor, care, iată, dumneavoastră ați precizat iarăși foarte bine, cumva este împotriva naturii, dar iată că interesul lor comun pentru o stângă filorusă i-a făcut să formeze acest bloc electoral. În timp ce uh, partidele care uh, sunt filo-occidentale, pro-românești și așa mai departe, ați sesizat și noastră că sunt 5-6 partide. Unul chiar este un, un subiect de extrem de sensibil la Chișinău și aproape deloc discutat la București. Da. Uh, Sebastian Rusu, recent a avut loc alegeri federale în Germania și acolo cea mai cunoscută publicație din, din Berlin, Bild a scris un articol în care atrăgea atenția că federația rusă s-ar putea implica în alegerile federale din Germania. Și dacă îmi permiteți o paranteză, partidul de extremă dreaptă, cel apropiat de Kremlin, și atât ideologic cât și financiar, nu a reușit să-și atingă obiectivele. Deci atrăgeau jurnaliștii de la Bild atenția că Rusia se poate implica în alegerile din Germania, făcând o comparație cu ceea ce Kremlinul a încercat să facă în 2020 cu ocazia alegerilor prezidențiale. Spunea la că o sumă undeva la 11.500 de euro ar fi încercat Rusia sau a oferit-o Rusia pentru o campanie de război informațional în Republica Moldova. Asta era în, toamna, în vara anului trecut. Acum, în alegerile ce urmează să aibă rol la Chișinău, se mai implică Federația Rusă sau nu? Domnule Munteanu, Federația Rusă este un jucător, cum a spus și colegul domnul Micu, colegul meu de platou, este un jucător constant. Nu s-a retras niciodată, doar acum, eu am observat că Federația Rusă este cumva mai retrasă, în sensul că oamenii Kremlinului joacă. Păi să sau Este mai retrași? Sunt mai retrași, dar joacă din umbră. Și mai este o problemă aici. Ce au spus cei din Bil nu este un secret, nu este nimic nou. Vă spun că Departamentul de Relații Interne și de Politică Externă de la Kremlin și-au trimis atât agenți severe ai Serviciului de, de Informații Externe al Federației Ruse, cât și politologi. Specialiști în tehnici hibride, în fake news-uri, la Chișinău. Dodon a avut acest sprijin, doar că Dodon a pierdut. Îl mai are și cu ocazia acestor alegeri, pentru că uh, aici voiam să. Da, ajut. sprijinul încă îl mai are, doar că are două mari probleme acest Igor Dodon în momentul de față. În opinia mea, eu cred că Igor Dodon, după 11 iulie, e posibil să-și încheie cariera politică. Și când spun acest lucru, mă refer la ultima vizită pe care acesta a făcut-o la Kremlin, unde a fost, nu pot să spun, prosprimit, dar a. Deci nici, o mai rece, să nici ultimii silovichii, mă refer la oamenii din centru de putere de la Kremlin, nu l-au primit așa cum l-au primit din perspectiva pre mandatului său de președinte a Republicii Moldova. Nu au obținut... Nu este și un joc de imagine pe care federația Rusă ca să-l facă pentru înțeles. a arăta că nu este atât de conectată și că nu le privește cu atât de mare credere pe Igor Dodon, tocmai pentru a sărbui încrederea Occidentului. Bineînțeles că este un joc de imagine și un război propagandistic, o hibridă aș putea spune, dar mai sunt și alți jucători. Renato Usatăi. Renato Usatăi este un personaj foarte foarte interesant. Este, evident, un personaj filoruz, domnule Micu. Sunt videoclipuri memorabile cu el mergând în centrul Moscovei, beat pe un cal, ne fiind ranjat de nimeni, nicio forță de ordine din Federația Rusă, dar care iată s-a reîntors în Republica Moldova, acolo unde este unul dintre favoriții sau partidul său, este, unul dintre, este una dintre formațiunile politice favorite pentru a intra în Parlamentul de la, de la Chișinău. Cu toate acestea, presa de la, din Republica Moldova vorbește de o alianță între partidul Maia Sandu și cel al lui Gordodon. Cum vedeți acest lucru? Cealaltă, ce scuze, cealaltă ce lui Renato Ousatie. Păi, gândiți-vă totuși că la alegerile prezidențiale să nu uităm rolul pe care l-a jucat Partidul Ousatie în răsturnarea, bine, desigur, alături de diaspora din cetățenilor din Republica Moldova, sigur. Dar să nu uităm rolul pe care l-a jucat Partidul lui Usati. Gândiți-vă că a avut un proces semnificativ care a terminat. Votul lui Renata satei s-au dus către Maia Sandu sau o, mare, o parte, o parte din voturile acesteia, evident, da. Da. la rugămintea oficială a lui Renata E, Asta am și vrut să precizez. Exact. Deci, este, după opinia mea, nu este nimic în contradictoriu în această dorință de alianță între Partidul Maia Sandu și Renato Usatei. Sigur că acum putem să constatăm și rolul partidelor cetățeni. Cum l-am numit, Partidul Șor, Partidul Sati, iată, acesta este rolul. Unul este, are bani, altul are poziție. Este foarte interesant că atât Renato Sati cât și Ilan Șor sunt personaje politici care și-au căpătat electoral, imagine sau capital electoral, ca urmare a unor, să spunem, unor acțiuni de dezvoltare de economie socială pe care l-au întreprins acolo. Adică au creat infrastructură, au asfaltat o stradă, au vopsit un bloc și și-au capturat această imagine. Cine spune acest lucru totuși despre stadiul în care se află societatea în Republica Moldova? Jalnic. Hm, în sensul, nu societatea în sine, este exact. vorba despre realitățile economice de acolo care sunt din ce în ce mai drastice și aș spune chiar că se îndreaptă către tragism. Este vorba despre... Noi l-am numit la prima vedere, acest gen de acțiuni le am numit la prima vedere populism. Sigur, într-o oarecare măsură, desigur, este populism. Dar, pe de altă parte, eu vin și vă spun, sau vin să vă întreb, ce au făcut ceilalți? Aici este uh, uh, jocul de imagine. Pentru că au fost perioade în care au fost și ceilalți la putere și n-au construit sau au făcut lucruri pe care aceștia. Deci ei au, au simțit filonul cetățeanului din Republica Moldova și au mers exact la ceea ce îl doare, să spunem. Dar în e o chestiune care bănuiesc că nu numai pentru Republica Moldova și pentru România, și pentru toate statele Și din. mai pentru întreaga regiune, aș, aș putea spune. Sebastian Rusu, Este Renato Osatî omul Federației Ruse? Renato Osatî Firesc este omul unor cercuri de influență de la Kremlin, dar Renato Osatî, în opinia mea, face jocuri mult mai multiple. Aș vrea să vă spun că... A... Să Sp că te întrerup. ce înseamnă jocuri mult mai multiple? Adic adică jocuri multiple în sensul în care el este capabil de orice momentul de față, fiindcă din ce am văzut în mesajele subliminale pe care le-a transmis în campania electorală, el pentru dosarele pe care le are deschise la Procuratura Republicii Moldova este dispus să negocieze cu... Majoritatea pro-europeană... Dar el are dosare deschise inclusiv la Moscova. Da, dar la, la Moscova, prin aceste dosare, în opinia mea, el este cumva ținut sub control. Păi, este el... ținut sub control la Moscova și ar putea să joace Chișinou... o carte pro-europeană la Chișinău? La Chișinou ar vrea să-și negocieze, în primul rând, imunitatea. Asta e în opinia mea, că el va rămâne un personaj volatil și extrem de jucător activ, în sensul în care, la bolți. Este, a făcut la bolți ceea ce a făcut Ilan Șor la Orhei. Deci el are un electorat al său. Are un electorat al său. Dar da, dacă o, va o, fi o. arestat, dacă Maia Sandu, prin majoritatea pro-europeană, decide să înceapă din prima zi, când se va constitui noul legislativ la Chișinău, lupta anticorupție pe care la Bruxelles țin să vă reamintesc, ultima vizită pe care a făcut-o la, la Bruxelles, s-a spus foarte clar. Veți primi 600, un grant de, de 600 de milioane de, de euro dar veți merge pe reformele convenite. Și asta înseamnă oligarhizarea Republicii Moldova, care este un proces întrerupt, da? plecarea lui Vladimir Plafoniu nu a încheiat absolut nimic în Republica Moldova. Statul în continuare este capturat, domnule Munteanu. Și mai e o problemă aici, cu această ecuație. Renato Usate a simțit... O alianță între Maia Sandu și Renato Usatăi este posibilă pentru că sondajele de opinie arată că în momentul de față nicio formațiune politică nu va obține 51 de parlamentari, adică ceea ce permite majoritatea uh, politică. E? Dar revenim la acest subiect după o scurtă pauză publicitară, domnilor. Cec am revenit, dragi prieteni, vorbim despre situația din Republica Moldova, acolo unde vor avea loc alegeri parlamentare, în continuare cu Sebastian Rusu, jurnalist și lector universal profesorul Gabriel Micu. Sebastian Rusu, am încheiat prima parte a emisiunii încercând să înțelegem -o dacă o alianță între Maia Sandu și Renata Ostatăi va fi posibilă, tocmai pentru lăturarea socialiștilor și a comuniștilor care se află acum în alianță. De asta, domnule Munteanu, sunt mai multe scenarii de lucru. Oficial nu are cum să se parafeze așa ceva. Oficial. Atunci, cum, care ar putea să fie? Ar putea să fie un pact de neagresiune, în ghilimele aș putea spune, neoficial. Eu cred că și asta a fost prima variantă, că dacă, dacă stăm să ne întoarcem în retro, dacă facem o retrospecție și ne întoarcem în decembrie, în primele zile de la investirea doamnei Maia Sandu, domnul Renato Satăi a fost prezent și a felicitat-o. Deci el a transmis un mesaj. Am stabilit în prima parte a emisiunii că, cel puțin pe baza sondajelor pe care le avem momentul de față la Chișinău, nicio formațiune politică nu poate atinge majoritatea necesară pentru a forma singură guvernarea. Care ar fi cea mai naturală alianță pe care am putea să o avem momentul de față la Chișinău? Cea mai naturală alianță ar fi între PAS, și Pas, forma, fi mai Doamne, mai Sandu și, forma, și platforma Demnitate și Adevăr, dar nu intră în Parlament după sondaje. Nu, nu atinge pragul electoral, al, din păcate. De ce, pas a? și demnitate și adevăr nu a candidat împreună de data aceasta? Păi, în primul rând, aici este o, opt, în opinia mea, este o greșeală tactică a domnului Năstase. Domnul Năstase a greșit în... Domnul Năstase fiind președintele... platformei dreptate și adevăr. Și cu ce a greșit însă? Păi, aici a fost un scandal încă din perioada preelectorală pentru alegerile prezidențiale. Că și domnia sa ar fi vrut să candideze. Și nu s-au înțeles, dacă mi-aduc foarte bine aminte, când s-au decis ca fiecare formațiune să meargă pe drumul său. Domnule Gabriel Micu, ce nu am discutat noi până acum privind situația de la Chișinău este cea a partidelor unioniste, pe care nu le putem, nu le putem trece cu vederea. Avem un bloc electoral format sub egida AUR, un partid care se află și în Parlamentul de la București, acolo unde AUR a reușit să atragă alte două formațiuni, Uniunea Salvați basarabia și Partidul Liberal. Avem de cealaltă parte Partidul Unității Naționale, care a decis, Partidul Unionist, fiind să calideze pe compropriu, fără a lătura acestui bloc electoral. Cum credeți că sunt priviți unioniștii în Republica Moldova și care sunt șansele ca uh, cel puțin una dintre aceste două formațiuni politice să intre în legislativul de la Chișinou. Pot să încep cu o glumă. Sigur. A intrat el la București, dar nu <laughs> la București. Ar putea uh, să fie, să fie aură, o lebă de neagră la Chișinău? Pentru că și la București nu s-a așteptat nimeni ca acest partid să intre și iată că uh, a intrat bade, în nu, Parlament. Aici, uh, sigur, sunt păreri și păreri. Uh, eu mă așteptam să intre, nu mă așteptam sigur cu acest uh, scor, uh, pentru că lumea, vedeți dumneavoastră, nu mai regăsește filonul național în mesajul politic, nici la PSD, nici la PNL. Nu înseamnă că ei nu sunt partide naționale, ele nu sunt partide naționale, dar mesajele pe care... Este, le este un mesaj care a fost acapărat de către ei. Exact. Către... Există o nișă pe care a exploatat-o foarte bine. Trecând prutul, ar putea aur să acapăreze acest mesaj? Nu are humanist. aceeași nișă. Are Aici aceeași este problema. Exact. Nu are aceeași nișă concurența este nu neapărat mai acerbă, dar mai diversificată. Pe de altă parte, experiența, scurta experiență din România, a acestui partid a demonstrat o oarecare imaturitate politică. Nu înseamnă că nu are oameni, nu înseamnă că nu are dorința de a face. Nu există, spre deosebire de celelalte, deocamdată ei nu și-au găsit drumul, cum se spune. Nu au filonul, vectorul politic. Și atunci... Mă gândesc că electoratul din Republica Moldova, conectat destul de bine în România Sau, mă rog, la evenimentele din România, poate observa și acest lucru Dar să nu uităm că în ultima perioadă, cel puțin în ultimii 20 de ani Latura unionistă, să spunem, eu știu, filo românii, ca să spun da. mai exact Că nu toți vor dar poate că este, este mult mai puternică în Republica Moldova. Da, da. și atunci Aurus ar putea să aibă din acest bazin electoral o parte destul de bună. Dar chiar și așa fiind, ca procentaj, după opinia mea, nu, nu va avea scorul din România. Sebast Sebastian Rusu, aș vrea să te întreb dacă pe șina de la Chișinău vom avea un partid unionist în Parlament, dar după scurtă pauză publișară, atunci când vom reveni cu ultima parte a ediției noastre de astăzi. Am revenit la Cic Media pentru ultima parte a ediției noastre de astăzi. Sebastian Rusu, foarte pe scurt, există șansa ca să avem în Parlamentul de la Chișinău un partid declarat unionist? În opinia mea, în aceste alegeri anticipate parlamentare, nu. Fiindcă cred că aur și formațiunile care s-au coalizat, sau coagulat în această luptă electorală au venit cumva cam târziu. Și eșicherul pro-unionist în Republica Moldova este prea fragmentat ca să poți să-l unești, să-l închegi în, într-un timp foarte scurt. În schimb, aș mai putea spune că nici nu există încă un lider providențial. Mă refer, este un tânăr, Vlad Bilenski, dar acest Bilenski, din păcate, mai are nevoie de experiență politică, dar cred că în următor, dacă va rămâne pe Ișicherul politic, jucător activ, cred că în următorii patru ani ar putea să devină un adevărat lider, în sensul în care în momentul de față eu cred că nu e suficient numai cu proteste și cu mișcări de stradă. Asta ar fi mers, au mers până în 2017, dacă vreți. Dar în momentul de față, cred că nu. Optica e pro-europeană în, în momentul de față. Uh, vorbim de optică pro-europeană și vorbim de Uniunea Europeană și Republica Moldova de foarte mult timp, dar acum Republica Moldova este ceea ce noi numim Transnistria. Ce facem, excelență, cu această regiune separatistă în Republica Moldova? Păi nu e degeaba separatistă, evident. <laughs> e, părerea mea este că va fi un călcări al lui Achille. Pentru este viitorul pre-european al Moldovei, absolut. Mă și modul în care în Transnistria evoluează lucrurile, nu este deloc îmbucurător. Pot însă să mai spun că există companii serioase și multe companii europene care au interes ca această regiune să rămână așa. Întotdeauna regiune secesioniste separatiste, care sunt out of control, au fost o. Bună piață de spălare de bani și... Un adevărat hub al traficului ilegal. Și atunci mă tem, mă tem că o oarecare reglementare a situației transnistrene are ca obstacol inclusiv pe unii dintre protagoniștii promovării acestei reintegrări. Totuși... Capacitatea sau atul pe care această Republică Transnistrană îl mare în momentul de față este acel aeroport internațional unde ajung tot felul de morfuri care sunt netimbrate, netaxate și pleacă ori în Europa, ori în Asia sau în alte, în alte regiuni. În contextul în care granița cu Republica Moldova se va închide și cea cu Ucraina, nu ar putea ca acest, această situație să slăbească foarte mult acest regim de la Tiraspol? Nu cred. Ai adică care ar putea supraviețui dincolo de mai această presiune regională? De, mai degrabă victimizează. Adică că Foarte bună observație dumneavoastră. Ați fost o perioadă foarte bună de timp în Cipru, cunoașteți ceea ce se întâmplă acolo. Da. Cipru este stat membru al Uniunii Europene, chiar dacă are o regiune, să spunem, la fel de separatistă, Cipru de Nord, care este recunoscut doar de către Republica Turcă. Ar putea fi modelul Ciprului implementat în Republica Moldova și să vedem într-un scenariu extrem de, extrem de fericit, să spunem. Republica Moldova a stat membru al Uniunii Europene chiar dacă a încurat această ancoră Transnistria? Părere personală, permiteți, nu. nu. No. În primul rând, situația geopolitică e total diferită. Momentul în 1974 a generat în Cipru o mișcare radicală care a adus pe de-o parte bunăstare și beneficii, mă refer la partea de sud, și pe de altă parte întristare și suficient de multe pierderi în partea de nord. Să nu uităm însă că 1974 nu este 2021. 1974 a prins, să spun, o Uniune Europeană încă neformată, adică în formare, ca să fiu mai exact. Da. De fapt, nici nu era Uniunea Europeană, erau comunitățile europene la vremea respectivă. Interesul care a fost manifestat după anii 90 pentru integrarea Ciprului a fost unul după părerea mea, mai degrabă de natură economică decât de natură politică, dar, din acest compromis pe care l-a făcut Uniunea Europeană cu propriile principii demonstrează acest lucru, pentru că dacă ar fi fost să-și respecte propriile principii politice, nu cred că nici Ciprul la ora asta era în Uniunea Europeană. Sebastian Rusu, foarte scurt, Și poate permite Republica Moldova să renunțe oficial la Transnistria și să o recunoască pur și simplu ca independentă? Nu nu își permite, în primul rând, că trebuie să analizăm dacă schimbă Constituția. Dacă schimbă Constituția, dar nu are cum. Transnistria este în ființa Republicii Moldova. Nu are cum să revină. Deci se în ființa Republicii Moldova, adică aceasta este Constituție, Dar bineînțeles, în Constituție da. spune foarte clar. Da, te re te refer din punct de vedere juridic administrativ Nu, numai. nu, nu. Și istoric. Și istoric. <laughs> istoric Rămâne de văzut. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența la misiunea noastră de astăzi. Sunt Răzvan Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ați urmărit ce Media. La revedere!